Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest clip voi prezenta și testa o componentă care poate înlocui o siguranță fuzibilă. Știm că într-o sursă de laborator, într-un amplificator sau în multe alte circuite electronice, e nevoie pe partea de alimentare a se pune o protecție la scurt circuit sau supracurent. Iar de multe ori găsim o siguranță fuzibilă. În videoclipul de azi voi testa niște PPTC-uri, fiind denumite dispozitive polimerice cu coeficient de temperatură pozitivă. PPTC venind din engleză, polimeric pozitiv temperatură coeficient. Simbolul unei siguranțe resetabile este următorul, cel de față. Seamănă cu un rezistor, numai că avem această linie, semn că rezistența electrică crește sau scade. Iar plus T-ul acesta, plus T grade, semnifică creșterea sau scăderea acelui termistor. Practic termistor venind de la termic și rezistor. Termic-rezistor, însemnând că își modifică rezistența electrică în funcție de temperatură. Asta oarecum, pentru că pe PPTC-urile lucrurile stau diferit. Și temperatura are influență, însă în cazul PPTC-urilor curentul influențează creșterea rezistenței interne. În urma documentării mele pot spune că în cazul unui PPTC, cunoscut și sub numele de siguranță resetabilă, pot spune că sunt câteva caracteristici ce trebuiesc cunoscute. Primul lucru și cel mai important este curentul nominal, însemnând același lucru ca în cazul unei siguranțe fuzibile. Mai exact, curentul pe care îl poate susține fără probleme. A doua caracteristică este curentul de declanșare, valoarea acestuia fiind de cele mai multe ori dublă față de cea nominală. O să vă arăt mai târziu câteva exemple, nu o să vă explic ce reprezintă acest curent de declanșare. E mai bine să se vadă în practică decât să explic teoretic. Iar a treia caracteristică, tensiunea maximă de operare a PPTC-ului. Cu cât tensiunea e mai mare, cu atât dimensiunea de regulă fizică a siguranței resetabile e mai mare. Însă, uneori, curentul nominal al acelei siguranțe resetabile dictează mărimea. Și tensiunea, dar și curentul. Iar acum să trecem la teste practice. Am aranjat instrumentul de măsură, respectiv multimetrul, în partea stângă, iar în partea dreaptă, electronic loader-ul. În centru avem un PPTC, să vă arăt unul identic mai aproape. Este cel de față. Curentul nominal este de 100 de miliamperi, curentul de declanșare de 200 de miliamperi, iar tensiunea maximă de operare de 60 de volți curent continuu. Uitați să vă spun, multimetrul din partea stângă măsoară căderea de tensiune pe PPTC, pe siguranța resetabilă. Să creștem curentul. Din câte se observă, deja a început să aibă o cădere de tensiune la 100 de miliamperi. Cam asta ar fi curentul nominal al PPTC-ului de față. Am resetat timpul acesta ca să vedem cât ține la 200 de miliamperi. Să creștem. 100-120 de miliamperi. Să creștem aproape de 200 și să vedem în cât timp declanșează acest PPTC, această siguranță resetabilă. Observăm că acea cădere de tensiune pe termistor crește, semn că rezistența internă crește. Tensiunea pe ieșire scade și crește vertiginos și a crescut deja tensiunea pe siguranța resetabilă, pe PPTC. Cu siguranță este, cred că, cald acum. Pot să țin mâna pe el? Cu aproximație. Pot ține, dar e spre fierbinte. Deci a tăiat tensiunea pe ieșire. Deci nu avem tensiune pe ieșire. A tăiat în aproximativ 47 de secunde, mai puțin de un minut. Dacă scurtul pe ieșire, să spunem, sau supracurentul pe ieșire dispare, tensiunea reapare de 12 volți. Pentru a realimenta, pentru a porni aparatul respectiv de după circuitul electronic, trebuie așteptat o perioadă de timp. Hai să pornim la 100 de miliamperi din nou. Am atașat un alt PPTC, o altă siguranță resetabilă.
să vă arăt mai de aproape cea de față. În cazul acesteia, curentul nominal e de 1 amper, curentul de străpungere de 2 amperi, iar tensiunea maximă de operare de 120 de volți. Să pornim electroniloderul. Observăm că și la un curent mic, de sub 1 amper, 500 mA, avem o cădere de tensiune, 115 mV. Avem 1 amper. Să creștem către curentul de străpungere de 2 amperi. Da, lăsăm așa. Și să vedem când declanșează, în cât timp declanșează, practic. Crește ușor căderea de tensiune. Stai că mi se stingea mie multimetru, așa că l-am repornit. Crește ușor. A început să crească în ce în ce mai repede. Tensiunea... Deci PPDC-ul a declanșat. Nu avem tensiune pe ieșire, 0V, însă observăm că prin acel PPDC trece un curent de 170 mA. El practic e spre fierbinte. Poți atinge un pic, dar nu foarte mult. Înlăturăm așa zisul scurt pe ieșire, iar acum putem să repornim după ce s-a răcit. Teoretic, încă e fierbinte. Da. Și a revenit. În cazul acestuia, din păcate, n-am fost atent, durează puțin mai mult în comparație cu acela. Dar, în general, cam un minut. În jur, un minut, un minut și ceva durează până declanșează acel PPTC. Să testăm cel mai mare PPTC, siguranță restabilă, pe care o am, ca dimensiune. Aceasta este... În cazul acesteia, curentul nominal este de 1 amper, curentul de declanșare de 2 amperi, iar tensiunea maximă de 240 de V. Să creștem la 1 amper. Un amper cu aproximație, curentul nominal, căderea de tensiune pe siguranța resetabilă de aproape 500 de milivolți, jumătate de volt. Să creștem la 2 amperi, curentul de declanșare. 2 amperi, să vedem cum se comportă. Crește ușor tensiunea pe acel termistor. A trecut mai bine de un minut și abia acum a început să crească tensiunea pe termistor și acum crește vertiginos. Și gata. Acel termistor PPTC a declanșat. Pe aici avem o tensiune de 0,5 V. Pe termistor 11,5 și un curent de 280 de mA cu aproximație. El cu siguranță, da, frige. Iar acum să testăm influența temperaturii externe asupra PPTC-ului. La temperatura camerei avem 4,9 ohmi rezistența acestui PPTC. Dacă ne uităm în catalog, trebuie să avem între 2,5 și 7,5 ohmi. La temperatura camerei de 23 de grade, noi avem 21 de grade, este în regulă, plus că a fost folosit acum cam jumătate de oră, cu aproximație. Hai să luăm altul nefolosit. Hai să-l folosim pe acesta. Vom sufla aer cald peste el de aproximativ 100 de grade. Și vom vedea dacă este influențat de temperatura externă. De șuflu pe el cam cu 100 de grade, să creștem temperatura la 150. Am crescut la 150, să vedem cât de mult este influențat acel termistor de temperatura externă. Da,
Din câte se vede, da, este influențat de temperatura externă. Am pus pe cel de dimensiune medie, să vedem dacă acesta este influențat de temperatura externă. Ați observat că avem 0,4 ohmi la temperatura camerei de 21 de grade. Suflăm cu 150 de grade către el și da, a declanșat. Avem peste 200 de kiloamperi. Și acum trebuie să scadă la loc. Bun. Să-l dăm la o parte și să îl testăm și pe cel mare. Avem 0,8-0,9, aproape de un ohm pe el. Să suflăm către el cu 150 de grade Celsius. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Asta răspunde mai greu la temperatură mare de 100. Da, și se pare că l-am umflat. Asta nu s-a comportat așa de bine. Concluzie. Un PPTC este influențat de temperatura din exterior? Răspunsul este da, este influențat. Concluzie. Se poate înlocui o siguranță fuzibilă cu un PPTC? Răspunsul e oarecum da. Avantajul unui PPTC este acela că nu trebuie înlocuit cum o facem în cazul unei siguranțe fuzibile. Doar că avem și un dezavantaj, acela că sunt situații când acel circuit cu probleme trebuie întrerupt de tot, în cazul unui defect major, scurt circuit, ca exemplu. Siguranța resetabilă nefăcând acest lucru, prin ea încă trecând un anumit curent, e adevărat destul de mic, din ce ați observat. Aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut episodul de azi, nu uitați să apăsați butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!